În episodul de astăzi de Minecraft avem pickaxe-uri cu care putem spawna structuri. Suntem foarte aproape să facem suma de 15.000 de abonați și dacă nu te-ai abonat până acum la canal, abonează-te! Și tot acum vreau să vă spun că ei sunt cei care s-au abonat la canal în ultimele zile, deci dacă vreți și voi să apăreți pe ecran în episodul următor, abonați-vă! Bă, am vrut eu să zic ceva, dar nu vă mai zic. Uitați-vă ce spawn șmecher mi-a dat, sunteți nebuni? Mamă, spawnul ăsta, bă, e genial. E genial. Genial. Pițați, ați dat apecul de astăzi. Noi putem să spawnăm structuri cu pickaxe-uri, da? Așa. Și noi putem să ne generăm singuri un sat. Ca să vedeți ce noroc avem, da? Putem să ne facem un sat. Cum facem noi acest sat? Băi, uite așa. Bă, mă, când faci gura voastră, nu m-a dat nici măcar, deci nu găsim nici sat, nici nu vă vreau un pop de surs pe lângă. Hai, bă, ce joc e ăsta, mă, bă, lăsați-mă, mă, în pace cu jocul vostru, mă, că eu vreau să bat Minecraft-ul. Și uitați-vă unde mă spawnează pe mine, mă, sunteți nebuni, mă spawnează în savana. Când am văzut și-o dată pe culul ăsta și am văzut și-o că, bă, pot să spawnez un sat, am zis, bă, mă, fiți atenți că rezolv toate problemele existențiale de pe Minecraft-ul ăsta. Bă, n-ai cum, uitați-vă că mă spawnează în savană. Da, este... Este forță rău de tot. Ia să vedem, găsim și noi un pom de la despro, să-mi pun și un sat lângă... A, găsi... Bine, mă, e bine că găsesc junglă. Ia uitați-vă aici, stați așa, să dăm mai multe ceancuri. Dar cred că dau 48 de ceancuri să fie forță. 12 ceancuri. Ia uitați-vă, eu găsesc junglă, bă. Bă, la mine satul este imposibil de găsit. La mine satul este un fel de mesa. Eu când găsesc satul, un sat în Minecraft, de fapt, eu găsesc mesa, mă. Ce e acolo? Ai, sunt oi, mă. Mă, sunt oi. Fiți atenți, avem aici, deci putem să faci. E bine că am plecat. A, ok, avem un pom aici. Putem să facem. Mă, ce e aici, mă? Mamă. Bă, deci versiunea asta 1.18 e foarte rău de tot, mă. Adică, bă, generările astea, bă, nici nu mai ziceți că asta e Minecraft, mă. Nu poți să mai mergi și tu liniștit să te mai uiți și tu în stânga, în dreapta. Că nu știu cum ați văzut voi, dar eu m-am uitat în stânga și în dreapta. Probabil voi vedeți invers, ca să nu ziceți că nu știu care e stânga și care e dreapta. Dar nu te poți să mai uiți tu nicăieri, că pac, cazi într-un cave. Mă rog, fiți atenți, începem în felul următor. Facem, uite, așa o chestie, ne facem un crafting și mai am nevoie de o bucățică de lemn. Trebuie să traversez înapoi peste toată mina asta de aici, pentru că nu am lemn, că am venit după pomul ăsta aici, deși mi-e bucata asta de lemn, nu contează că e de jungle, că pe mine nu mă interesează. Ok, mulțumesc și avem așa. Din bucata asta de lemn facem jungle planks. Ok, acum facem bețe. Punem craftingul și aici facem un felul următor. Pac și pac. Boom! Knowledge book. Luăm și avem un pickaxe, vil pickaxe. Și asta cum funcționează? Ia să vedem. Dacă dăm click dreapta... Unbreakable. Păi și cum? Ce fac cu el? Da-mă să spawnez un sat. Vil pickaxe. Cum n-ai ba să folosești ăsta, mă? Da-ți, mă, că s-a spawnat, mă. A, păi nu s-a spawnat, mă, unde mă uitam eu, s-a spawnat. Mamă, ce șmecher, fiți atenți aici. Fiți atenți că avem un sat, are sat și satul ăsta mâncare sau e GG easy? Ia să vedem, mă. Uite un pat, bun patul ăsta, îl luăm, tragem aici pe stânga în inventar. Ce face Iron Golem? Păi, bă, la Iron Golem ăsta nu e, la Iron Golem ăsta e al nostru. Ia fii atent, frate. Bă, să mă bată, mamă, bă, s-a urcat. Hai, te bat cu pickaxe-ul, că n-am cu ce altceva să te bat. Sper că nu se mai spawnează sate pe aici, nu? Mersi frumos, ești cantering rău de tot. Bă, da, vreau și eu niște haybel. Găsesc și eu în satul ăsta haybel? Că te-a dat de obicei noi când găsim sate, nu găsim haybel. Și nu, asta nu este de bine. Bine, nu este nici de rău, dar nici de bine. Hai că vouă nu vă iau patul. Gata, l-am văzut pe ăsta mic, nu, gata. Nu vă iau patul, vă las în pace. Uite eu haybel și avem și de-aștia. Ia dă-mă să mănânc. Bă, nu vreau mă să-i plantez, dă-i înapoi. Hai că forță, dă-mă să mănânc și eu un de-asta. Ia să vedem, mai spawnăm un villager? Un villager, doamne, un village? Și unde stai? Acolo s-a spawnat? Da, mă, uite, s-a spawnat aici. Uite blocul, de acolo s-a spawnat. De acolo ia, haide să vedem dacă găsim și noi villagerul ăsta. În villagerul, da. Bă, uite, mă, uite un Iron Golem. Ia să-mi așa să-mi fac și un topor, mă, să bat și un Iron Golem ăsta ca lumea. Ce naiba? Ok, am uitat să-mi iau crafting table-ul, dar nu e nimic. Facem altul, nu-i problemă. Uite, mai spargem puțin în casa ăsta. Că ăștia au oricum o grămadă de lemn. Bine, ca idee. Ah, nu e pom. Am crezut că e pom aici. Voiam să zic că am pomul lângă mine și o spargeam în casa ăla, da? No. Ok. Acum avem și pickaxe, avem și noi cu ce să spargem. Am zis că-mi fac un topor. Aline, ai zis că-ți faci topor, Aline. Dați așa că facem și topor acum. Punem înapoi ăsta. Pac, și acum facem toporașul. Pum, bă, stai, ia stai, mă, așa. Hai, vino cu asta, o dăm, bă. Gata, mulțumesc și de ironul tău. Bun, ia să vedem, mai găsim și noi ceva. Nu mai găsim nimic. Măi, cineva acolo? Nu e nimeni. Voi am doar să-i spun că dacă e cineva acolo, bă, să nu iasă din casă. Bine-s. Aici s-a întâmplat o extorsiune între casă și spațiu și timp. S-au spawnat casele una peste alta, că n-au mai avut loc. Uite, încă un Iron Golem.
Ok, uite, avem și mâncărica aici. O, avem și gravel, perfect, perfect. Fiți atenți, guys, că avem gravel. Fiți atenți că facem aici, facem mare nebunie aici. Am nevoie de flint. Dați așa, să mergem aici sus, că vreau să facem un pas și dormim, că să face noapte și avem nevoie de flint. Trebuie să facem rost de 3 bucăți de flint. Și mi-am uitat crafting table-ul în sat. Nu este nicio problemă că facem alt. Dar nu mai am lemn acum. Forță. Eu uite-mă, eu voiam să fac pat și aveam pat în inventar. Bine, mă, rău de tot. Un stați așa că vreau să mai iau niște cobblestone, să-mi pun și o mâncare asta la prăjit. Și de unde? Ia uite de aici cobblestone, că avem și niște cărbune din câte pot eu să observ. Și un zombie. Ai cu zombie-ul ăla n-am treabă, bă, pleacă de aici, nu vine lângă mine. Și haide să luăm și niște gravel de aici pentru că e mai mult și sunt șanse mult mai mari. Vine asta acelea șanse, dar numai că ne e nouă, mult mai ușor să ne pice flint. Dați-mă așa să facem și noi o lopată, mă, că mă satur până sparg eu tot ăsta cu mâna. Ia uitați-vă că mi-a dat doar două bucăți de flint într-un stack și ceva de gravel. Încă una, bravo, 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 mulțumesc, jocule, ești ca întrincă. Stați așa să-mi iau crafting table înapoi, nu le mai las eu pe aici. Bun, avem două, punem pac, pac, aici punem trei și punem astea patru bucăți și aici punem trei și astea patru bucăți. Bun, și acum așteptăm să se facă și mâncarea și fiți atenți. Aici ce pickaxe putem să mai facem noi în momentul de față. Face 3 bucăți de flint în pac. Avem nevoie de niște bețe. Pac și bețele și fiți atenți aici. Bam, bam, bam. Și avem încă o carte. Și ce avem aici? Portal pickaxe. Și acum dacă spargem noi ceva. Bă, aerul. Bă, unde sunt? Să spună peste furnale, bă. N-am vrut să fac asta. Bă, păi și stați, mă. Dați-mă furnalele înapoi. Haideți că forță, furnalele mele. Bă, guys, nu mai am furnalele. Nu mai am mâncarea de fapt. Sper să găsesc și o mâncare în chesturile astea. De... uite, nu mai sparg. Nu, nici cu asta. nu-l spar, lasă că n-am pickaxe să sparg. O, sabie. Bine. Și de pantalon cu blast protection nu mă interesează, dar e bună, sunt bun de fapt, că oricum nu aveam. Și avem aici două golden apple-uri. Cred că pe asta o să le mâncăm de foame noi. O, avem și buți, avem mai multe bucăți de flint, fire charge. Nu, cu asta n-am ce să fac, nu mulțumesc. Ce aici? Multe iteme. Dă pune ăștia pe mine, îmbracă-mă în asta. M-am îmbrăcat în gold, guys. Fiți atenți, pune și casca asta. Pune pe asta cu fire protection, că e forță. Ia uitați-vă aici. Bă, dacă dă miștoarea ta armura asta de gold acum, văd. Bă, dacă nu n-am folosit-o niciodată, că armura asta de gold, sincer, știți și voi că e cam inutil. Că gen se sparge foarte repede, da. Bă, cât de miștoarea ta. Am mâncat astea ambele mere și tot mai am nevoie de niște mâncare. Mai găsesc și eu, uite, încă un măr aici, forță. Mai luăm flint, nu mai avem ce face cu atâta flint. Mai uitați-vă cât flint e pe aici pe jos, doar. Uite, bucată obsidian. Am 3 bucăți de obsidian. Fiți atenți, completăm un portal de ăsta până la urmă. Aici ce găsim? Pressure plate. Ce n-abă fac eu cu pressure plate? Mă rog, nu-mi trebuie. Vreau ăsta. Și haideți să punem din astea. De ce nu mai avem nevoie pe aici? Că sincer mi-a spawnat cam multe chestii și cam multe chestii nu e bune. Dacă you understand. Păi nu spawnez eu, fiți atenți că spawnez 100 spawnez. Ia fiți atenți aici. Să înceapă lagul, guys. Ia să vedem. Două bucăți de obsidian. Mulțumesc frumos. Bun, ce... era să mă duc în lavă. Încă o bucată de obsidian aici și încă un măr. Mulțumesc. Ce mai avem noi pe aici? Haideți că până la urmă facem și mâncăm numai mere de aur. Pa, cam multe iteme pe aici pe jos. Un măr? A, uite. Oh, și mai mult obsidian. Și fiți atenți, guys, ce facem acum? Stați așa să mâncăm. Acum mai facem încă un crafting. Ba nu, că avem, nu mai face aline, nu mai face pentru cai. Mai facem încă un crafting table și acum putem să craftăm, fiți atenți. Pac, pac, bum. Și avem unde? Asta Fortress Pickaxe. Și mamă, pe păi și unde să-l spawnez? Nu mă interesează, să spawnează unde vrea el. Haideți că mamă, uitați și blazurile și tot. Bă, da, cam mic fortress-ul ăsta, dar nu mă interesează pe mine, mă. Mai spawnăm unul. Dă, mă, să fie. Așa, și acum vreau să mă bat cu blazurile alea care deja aparent m-au luat în vizor. Dați așa, văcuță. Bă, nu mai dați după mine, mă, lăsați-mă în pace, bă. Veneți încă o dată că sunteți jmecheri. Păi, guys, și cum mergem noi acum sus după blazurile alea? Acolo e spawner oare că eu nu văd. Deci ar trebui să fie. Păi, eu nu vreau să merg până acolo sus după alea. De asta, așa, că mai spawnăm unul. Tată, să fie. Și aș vrea să vină blazurile la mine, nu să mă duc eu după ele. Pentru că eu până urc acolo, blazurile alea pleacă. Păi nu e afacere, guys. Deci n-am cu ce să mă urc acolo. No, știți ce? Spawnăm altceva. Stați așa să vedeți. Ok, vreau să-mi trag mâncărica aici pe stânga. Stați să vedeți că spawnăm altceva acum. Pentru că fortress-urile astea, bă, nu sunt mai ele ce trebuie, mă. Pentru că nu le spawneze cum trebuie aici în overall. Ok, ce bețe că nu mai avem. Și acum spawnăm, unde e? Piramid pickaxe. Ia dă-ne, mă, și o piramidă. Unde mi-o dai, mă? Așa, stați așa să iau asta cu mine. Ia, hai, bă, să vedem în asta ce găsim. Dar sper că are, gen, e cu tunel, cu dalea, gen, să mergem jos să găsim, nu? Eu așa. Dacă a spawnat schele, zombie și creeper, cred că mi-au spawnat și chesturi. Nu! Bă, da. Ia să vedem. Pain of arthropods? Nu-mi trebuie. Emerald? Iron ăsta îmi trebuie atât din tot ce am aici. Stați așa să mai las din astea pentru că am prea multe iteme la mine și nu-mi trebuie. Eu n-am nevoie de atâtea iteme. Mai păstrăm un dăs. N-avem ce face, că eu nu mai păstr. Diamond. Da, mă, tata, da, așa. Diamondul e bun. Niște oase, hai că le luăm. Și cam atâta. Nu, e piramida asta, nu ne-a așteptat foarte mult. Ce ziceți, guys? Mergem și noi în Nether. Dar stați așa că înainte să mergem în Nether, mai am nevoie de lemn pentru că trebuie să mai
spawnez o structură, că nu le-am spawnat încă pe toate din overall. Nu știu dacă merge și cu lemn de ăsta, dar aflăm imediat. Eu sper să meargă. Gen cu bărci de astea, ia să vedem. Nu merge, ne trebuie bărci de oak. Și trebuie să arunc eu bărcile astea, că nu n-am ce face cu ele. Am aruncat și lemnul de oak. Dar nu e problemă, că lemn de oak luăm altul, dar numai să... uitați aici pomi. Imediat, 2 secunde că rezolvăm. Nu vă faceți voi probleme de asta. Voi stați și uitați-vă, liniștiți și dați like. Ia să vedem. Bam, și avem bam, 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 bam. Buf, unde e? Care? Și ia să vedem, da, unde spawnează mie bărcuța. Oh, uite-o. Am crezut că mi-a spawnează cu tot cu apa asta. Eram eu curios și mi-a spawnat o răsturnată. Băi, nu voiam răsturnată. Ah, uite, mi-a spawnat-o fix lângă apa. Încă sunt eu în apă, nu vă faceți probleme. Oh, mâncare! Mâncare! Bine, mâncare e impropriu spus, dar avem aici suspicious stew. Ia să vedem ce ne dă. Mamă, sper să nu fie instant damage. Weakness! No! Ia să vedem, asta? Tot weakness! Forță! Da, să arunc bolurile astea, că n-am ce să fac cu ele. Și n-ar trebui să mai fie un chest pe aici, pe undeva? Pe barca asta? Nu mai e, păi n-are nimic, mai spawnăm una. Ia să vedem. Uite-o, fix lângă asta. Mamă, păi le spawnează la fel. Fiecare cu cât un chest. Ia fiți atenți, chestul o să fie undeva aici. Nu l-am nimerit, dar cartofi. Și cu un sus. Dar nu mai beau, mă, da, steam, nu mai beau supe, mă, nu mai beau, mă, tot ce găsesc. Mai spawnăm o barcă? E, mai dăm cu o barcă, ia să vedem. Hai, mă, mai dăm una, așa. Aliniază-le frumos, pentru că vreau și eu să mai văd dacă mai găsesc ceva, că văd că în chesturile astea găsim mâncărică, guys, și mâncărica e bunică. Opa, cartofiori. Bine. Mai spawnăm una. Aici mi-o dă. Ah, mi-a dat-o puțin mai aici. Nu-i problemă. Mai multă mâncare. Ia uitați aici. Avem deja 41 de bucăți de uit. Da, bă, mie-mi plac mărăul bărci. Mama a spawnat-o fix pe mine. Asta voiam. Dar nu-i problemă. Hai să vedem. Mai găsim niște mâncărică? Bine. Haideți că... cred că facem treabă cu bărcile astea noi. Unde a spawnat-o? Asta e? Nu, că din asta am luat. Asta e? Asta cred că e. Dar cred că mi-a spart chestul. Ia stăte așa să mergem noi puțin mai încoa. Să mergem puțin mai în direcția asta. Uite, bărcut. Opa, ce-am nimerit. Opa. Haide, bă, nu mi-a dat mâncare. Hai, mă, că asta a fost dezamăgire totală. Mă, dar nu-i nimic. Haide să mergem în Nether, pentru că putem să mai spunem de astea și în Nether, că avem toate pichetele noi. Ia stăte așa să le aliniez eu frumos. Avem pac, 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 pac. Forță. Bun. Avem aici tot obținutul de care avem nevoie ca să ne facem un portal. Să facem așa frumos. Pac de câte 3. 1 2 3 4, că trebuie de 4, nu de 3. Și 1 2 3. Bloc. 1 2. Și acum trebuie să luăm noi pickaxe-ul ăsta de aici. Pickaxe-ul, doamne, trebuie să luăm ăsta de aici din colț și să-l punem, pentru că nu mai avem obsidian. Și singurul portal, singurul pickaxe pe care l-avem de diamond, cu care putem să spargem, este ăsta cu portalul. O să spargem, că să nu se bage oaia în fața mea. Mă, nu. Nepotă, zici că va chema cineva aici, bă. Zici că faceți intenționat. Intenționat cred că au făcut-o. Ia mai spune, asta voiam să nu spawneze portalul ăla aici. Că în rest nici nu mă interesează unde îl spawnează. Avem 3 și avem 1, 2, 3, pac, un portal. E nota 10. Pac, și acum, haide stată în Nether. Ia să vedem, ne-a dat și pe noi bine pe spawn? Să mă bată, mamă, cu spawnul ăsta. Bă, haideți, bă, sunteți pe bune. Bă, faceți mișto, uitați-vă. Nu mai mă duc înapoi, mă. Hai, mă, lăsați-mă pace cu spawnul vostru, mă, că eu nu stau aici. Mie dați-mă obsidianul înapoi, că eu am nevoie de el. Mă duc în altă parte să-mi construiesc portalul. Nu mi-l mai construiesc eu aici, mă. Vedeți-vă voi de treaba voastră cu portalul vostru și cu spawnul vostru, mă. Păi Minecraft, nu mai îmi dați spawnul de astea. Ați înțeles? Bă, da. Eu n-am făcut portalul aici. Guys, ce-s, unde m-a spawnat, guys? What? Ah, păi stai, mă, eu am făcut portalul în partea cealaltă. Și de ce m-a spawnat aici, mă? Știți eu de portalul meu. Stați așa, nu mai găsim niște obsidian, să mai să-mi spargem, bine? Bine, unul aici. Hai să vedem, mai găsim? Nu mi-i da, mă. Bă, pe ești nesimțit, mă, nu-mi dai. Păi stați, mă, așa că vă spawnez eu acum. Vezi, Aline, când te mănâncă în fund, ce faci? Te super tu, Aline, că na, că tu vrei să faci spam, să spawnezi, să faci, să drei, să alea. S-au dus toate astea? S-au despawnat? Gata, guys, fiți atenți că s-a făcut curățenie pe aici, am luat-o de la capăt. Forță! E bine, măcar că oricum erau multe de-astea spawnate pe aici inutile. Haideți acum să mai spawnăm niște portale de-astea, dar să le spawnăm cu grijă. Dar nu, bă, nu, mergem pe câmpia asta ca să ne le spawneze ca lume. Așa, mă, da, așa da spawn. Oh, golden carrot. Da, mă, tata, altceva acum. Deja mai forță. Uite și un pic cu mending. E bun și ăsta. Ok, ia să vedem. Mai spawnez vreunul, dar nu-l mai spawna fix aici în capul meu. Te rog, mulțumesc. Aici e bine. Ok. Mai luăm încă un flint and steel. Bun, da. Dacă le spawnăm, uite, așa frumos. Așa, da. No. Era cât paci să mă super. Protection 4, guys. Păi stai, ce avem? Blast? Aruncă-l, că n-am nevoie. Și am văzut aici o pereche pantalon cu blast protection. Astea sunt bune, merge. Un ceas, n-avem ce să facem cu ceasul, sincer. Ok, și să vedem aici. Haide, mă, tată, bă, de ce mi l-a spawnat, mă, fix în cap? Bă, stați, mă, nu mi-au dispărut astea? Că eu n-am mai spawnat, de-astea. Nu mă uite, aia în altă parte. Uitați acolo tot ce aveam noi. Am înțeles. Mai dăm unul, că mai am nevoie de niște obsidian, că vreau să mergem în Nether și vreau să-mi dea spawn bun. Hai încă unul.
Gata. Și acum fiți atenți. Avem așa. Pam pam. Stați așa că acum suntem responsabili cu obsidianul nostru. Pam pam. Bun, hai să vedem. Da, sunt destul de aproape de portalul celălalt și nu cred că ne-a spawnat foarte departe. Da, exact cum ziceam, dar măcar nu mai sunt la, hai că nu mai sunt, sunt puțin mai sus acum. Asta e chestia. Dar hai să vedem că poate reușim totuși să mișcăm și ceva pe aici până netherul ăsta. Să mișcăm, poate reușim să găsim, deși nu cred, pentru că spawnul ăsta e demențial, încă te puteți opri. Pleacă și lasă-mă. Mamă, soul speed-ul ăsta, soul speed, doamne, soul send-ul ăsta. Gata, nu mai am blocuri. A scăpat de ei măcar. Mamă, ce spawn, guys. Ce spawn? Așa spawn? Știu că putem să ne spawnăm noi Nether Fortress-ul, dar văzut cum îl spawnează. Gen, nu e ca celălalt. Să fim serioși. Nu știu unde mă duc sincer dacă mă întrebați. Da, ne descurcăm noi. V-am zis, guys, că ne descurcăm noi. V-am spus eu că ne descurcăm. Bun. Hai, mamă, sunt blizuri aici. Ma, e mișto că avem spawner aici și nu trebuie să ne plimbăm pe tot fortress-ul. Forță, da. Bă, n-am scut. Aici aveam biome de basalt. N-am încă și nas. Lemn mai am și-o la mine, hai că mai am lemn. Măcar pot să-mi fac un scut, am și iron. Dar zicea că scutul e cam esențial pentru că am armură de gold. Nu mai dați-mă după mine, lăsați-mă în pace, dați-mi și mie pace. Haide, nenea, vino cu așa și nu pleca. Nu, hai mă, dă-te mă, mi-ai dat foc. A căzut? Ai dropat și tu Blaze Rod? N-ai dropat, ești de treabă. Ăștia n-au ce să-mi facă pentru că sunt full armură de gold. Aproape full. Mama, am crezut că vine asta să mă... M-a speriat puțin. Parcă a venit prea hotărât. Ok, uite Blaze Rod. Mi-a dat și mie Blaze Rod ceva. Bă, nu mi-au dat niciunul, mă? Bă, ce înseamnă asta, mă? Stai. Bă, mai bine să-i bag cu ăsta al meu, că ăsta al meu are atac. Fiți atenți, ăsta de stone are atac 9 și ăsta de gold are atac 7. Opa. Ați văzut ce repede l-am bătut? Bă, dar ăștia nu dau Blaze Rod-uri? Bă, ce Blaze Rod sunt astea? Ia să-ți așa să fac eu aici cale de fugă în caz de orice. Și aici pe stânga ca să putem să ne adăpostim. Dă-mă Blaze Rod. Mă, blazurile astea sunt stricate. Cam asta este situația momentan. Am rămas blocat aici lângă spawnul ăsta de blazuri. Dar e bine că avem 6 blazuri. Dacă mai fac rost de încă unul, cred că putem pleca. Numai că nu prea pot să plec de aici, pentru că blazurile sunt fix aici. Uite-le. Aolo. Am eu, mă. Du-te mai aproape, mă. Uite-l pe ăsta. Mamă, dacă le bat pe astea, am tulit-o direct. Nu, au dat cu foc. Ok, încă una. Gata. Mi-a dat și Blaze. Pa. Am dus, m-am cărat de... Sunt doi. Am scăpat, guys, am scăpat. Pa. Nu mă mai... Nu mai vin aici. Am făcut rost de cele 7 Blaze roduri. Pac! Avem 14 Blaze powder. Ciao. Bă, guys, nu putem eu să găsesc asta, gen, pătura asta de Crimson... Lângă fortress-ul ăsta, gen, din prima? Am găsit fortress-ul ăla acolo departe și nu are nimic. Oricum nu ne mai trebuie fortress-ul, nu mai avem nevoie să intrăm în el. Acum vreau să mergem să căutăm niște blazuri. Niște blazuri, nu? Nu, niște enderman. Și cred că o să mergem în partea cealaltă. Sper numai să nu dea nimic după mine, că nu sunt poziționat tocmai perfect pentru a da vreun ghes după mine. Acolo e continuarea fortress-ului cândva sau ăla altul. Bă, deci e fortress-ul ăla de acolo, nu se vede, dar e fortress-ul acolo, că de acolo am venit eu. Și mai e un acolo? Și endermenii unde sunt? Fortress-ul l-am găsit, dar Endermenii? Uite-l pe nebun. Am vrut barcă la mine? N-am, bă, am uitat-o acasă. Fiți atenți că facem acum, nu-i problemă. Îl punem pe nemernic în barcă. Bă, ia stai-mă așa. Ia vezi cum stă în barcă. Stă bine. Mersi de perlă. Ești Caterin Cărău. Uite-l. Bă, vină mă încoa. Ia stai-mă așa. Ia vezi. Uite-i pe aia doi acolo. Poți să iau și unul? Mă vede vreunul? Ah, fiți atenți că mergem pe poduleț. Mergem pe podeț. Uite și ghestul acolo în dreapta. Nu, să nu dai de pe mine. Lasă-mă în pace. Bun, uite-l pe primul aici. Pac, hai. Bă, urcăm barcă așa. Așa, ia și agro pe mine. Că n-ai ce să-mi faci. N-ai da, nu? N-ai da perlă. Ești nebun tu. Ok, și unde erau ăștia? Uite, unul acolo. Hai, vino ca. Bă.